accident grav la locul de muncă. Victima a fost un tânăr de doar 21 de ani care se afla atunci la serviciu și nu se aștepta că sfârșitul lui va fi unul atât de tragic. Acesta s-a curentat cu un banal prelungitor. Conform știri fresh24.ro, un tânăr de doar 21 de ani a avut parte de un sfârșit tragic noaptea trecută. În timp ce se afla la muncă pe un șantier din apropierea aerodromului Cioca, acesta s-a curentat mortal cu un banal prelungitor. Incidentul s-a produs în jurul orei 19, iar la fața locului au fost solicitate mai multe echipaje de salvare de către martorii prezenți la tragedie. La fața locului s-au deplasat 3 pompieri cu auto specială de primă intervenție și comandă din cadrul detașamentului 1 Timișoara și o ambulanță SAJ. Medicii au constatat că victima s-a curentat la un prelungitor electric și se afla în stare de inconștiență și au aplicat imediat manevrele de resuscitare. Tânărul nu a mai putut fi salvat pentru că impactul a fost unul prea mare și tot ce le-a mai rămas specialiștilor a fost să constate decesul. A fost deschisă acum o anchetă care va stabili cauza exactă a celor întâmplate și de ce existau pe acel șantier astfel de nereguli la obiectele de lucru. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs acest incident, a transmis IPJ Timiș. Firma pentru care lucra tânărul ar putea răspunde pentru cele întâmplate, având în vedere că cei de la conducere ar fi trebuit să se asigure că totul este în regulă și viața angajaților nu este pusă în pericol. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost dus la INML pentru mai multe investigații, relatează știri fresh24.ro.